Potrivit unei evidențe a Inspectoratului pentru Situații de Urgență în municipiul Iași, există 170 de adăposturi în care oamenii se pot refugia în caz de război sau calamitate. În toate buncărele sunt 50.000 de locuri, în condițiile în care populația Iașului depășește 400.000 de locuitori. În restul județului sunt mai puține. Câte două există în Pașcani și Poduiloaiei, 3 în Valea Lupului și câte unul în Holboca, Lețcani, Miroslava și Victoria. Noi suntem într-o continuă colaborare cu asociațiile de proprietari, adevărat că ele sunt în proprietatea municipiului Iași, dar sunt date în administrare asociațiilor de proprietari. Mai mult decât atât, suntem într-o colaborare permanentă cu Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență. Ei ne vor spune foarte clar ce nevoi și care este necesarul pentru ca aceste adăposturi să poată fi funcționale în momentul în care este nevoie de ele. Sperăm să nu fie niciodată nevoie de ele. Locuitorii blocurilor au transformat aceste adăposturi în depozite de alimente, biciclete, aparatură casnică sau alte vechituri. Adăposturile de protecție civilă sau adăposturile de apărare locală antiaeriană, denumite înainte de 1999, sunt spații special amenajate pentru protecție și situații specifice, proiectate, executate, dotate, echipate și autorizate potrivit normelor și instrucțiunilor tehnice elaborate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Apelul nostru este către asociații de proprietari și în special către președinți și administratori să nu transforme aceste adăposturi în boxe, pentru că de foarte multe ori am întâlnit ocazii, în momentul în care am făcut controlele mixte împreună cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență, am descoperit că s-au transformat în mici depozite de către proprietarii care sunt aferențe respectivului spațiu. Multe adăposturi se află în blocuri turn care au fost construite înainte de anul 1989. Autoritățile spun că vor exista modificări și reabilitări pentru aceste buncăre.